Nouă cazuri de rujeolă au fost confirmate în județul Buzău în ultima săptămână. Cifra este una îngrijorătoare, mai ales că cei mai mulți dintre bolnavi sunt nevaccinați, ceea ce le agravează starea de sănătate și mai tare. Cazurile de rujeolă contorizate în dreptul județului Buzău provin din zona Râmnicului, acolo unde comunitățile de romi refuză în mod constant să-și vaccineze copiii. Din fericire, niciun caz nu a fost foarte grav. Pacienții au răspuns bine la tratament. Rujola s-a deplasat un pic și s-a dus spre Râmnicul Săra, zona Râmnicului este foarte afectată, nu atât de mult ca Buzou, pentru că nici ea nu are populație așa de mare. Plaja de vârstă este de la două luni până la 45 de ani în continuare. Sunt în general persoane nevaccinate sau vaccinate cu o doză anterioară mult în urmă au necesitat, toate au fost izolate pentru că noi există secție de boli infectocontagioase la Râmnic, există medici și infecționiști, nu au ridicat criterii de gravitate, dar le-am înregistrat. Multe dintre cazurile noi de îmbolnăviri de rujeolă provin din localitatea Râmnicelu, zonă pe care epidemiologii o supraveghează permanent de teama izbucnirii unei epidemii. Problema cea mai mare este faptul că părinții nu vor să-și vaccineze copiii, chiar dacă dau asigurări medicilor că își vor imuniza micuții. Am avut la Râmnicelu unde știți situația și unde mă tem în continuare că oricând se poate întâmpla și altceva. Acum sincer, șansa noastră este că ei nu prea mai stau pe acasă. Când a vaccinat, nu sunt. Nu, 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 pentru că în pofida tuturor metodelor pe care le-am aplicat, ei nu reacționează pozitiv. Am apelat la tot ce se putea în domeniul ăsta, au avut permanent vaccin, au avut permanent cadru medical autorizat pentru mobilizare, pentru am mers și am făcut discuții libere cu ei, am plecat noi acolo de mai multe ori, așa în discuțiile pe care le avem ei sunt foarte cooperanți. Aparent, dar după aceea își schimbă total opinia. Anul trecut a fost organizată de către Direcția de Sănătate Publică Buzău chiar o campanie de vaccinare în comunitățile vulnerabile, pentru a putea asigura liniștea epidemiologică în județ. Modelul după care s-a desfășurat această campanie este cel din poartă în poartă, la dispensare și la școli, însă, în ciuda eforturilor, numărul persoanelor vaccinate a fost unul redus.